Betbuilderul zilei la pariuri de marți, 10 decembrie. Salutare domnilor, betbuilderul zilei de marți vine din UEFA Champions League, de la meciul Atalantei cu Real Madrid, pariu pe care îl vom juca în cadrul casei de pariuri Betano. Opțiunea Betbuilder de la Betano ne permite să combinăm până la 10 piețe diferite din același meci într-un singur pariu, iar eu am ales să joc următoarele 3 variante de pariere. Real Madrid să marcheze, Real Madrid să aibă minim 3 cornere și Atalanta sub 7,5 cornere și formăm astfel o cotă totală de 1,65. Real Madrid se află într-o situație destul de neplăcută în Liga Campionilor, are doar 2 victorii și 3 înfrângeri, nu își permite din nou un pas greșit, astfel că mă aștept să se mobilizeze și să facă o partidă bună. Mă aștept de asemenea să aibă și minim 3 cornere, 3 cornere pe care le-a avut de altfel în 8 din ultimele 10 meciuri jucate. Deși traversează o formă excelentă cu 9 victorii consecutive, nu o văd totuși pe Atalanta să câștige și în acest meci, iar din punctul de vedere al cornerelor, în 9 din ultimele 10 meciuri Atalanta nu a depășit linia aceasta de 7,5 cornere. Vă invit și pe voi să vă faceți cont la Betano, accesând linkul din descriere, să profitați de funcția aceasta Betbuilder și de asemenea lăsați și voi un like și un follow. Eu vă doresc să aveți inspirație și mult succes!